Lăudat să fie Domnul! Într-adevăr, Dumnezeul nostru e cel adevărat. E cel care ne ascultă rugăciunile. M-am uitat în Sfânta Scriptură, știți ce declara ultimul proroc al Vechiului Testament? Maleahi 3, cu versetul 16, spune în felul următor. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Asta am făcut și noi în dimineața asta. Am vorbit unul cu altul. Și auziți, Domnul a luat aminte, ăsta e primul lucru, apoi spune Biblia, a ascultat, al doilea, o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui. E al treilea lucru, pentru cine? Pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Aș vrea să vă spun că versetul ăsta nu e un verset vechi care se împlinea numai în vremea lui Maleahi, ci se împlinește și astăzi. Cu credință, dragii mei, în dimineața asta că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, am vrea să mulțumim Domnului. Eu cred că ai motive să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ai fost aici în biserică, n-ai fost undeva pe un pat de suferință. Ai fost aici în biserică și te-ai bucurat, n-ai fost undeva în altă parte. E harul lui Dumnezeu peste tine. Și noi credem din toată inima că Dumnezeu deja a început să lucreze. N-aș putea să vă spun când, pentru că Dumnezeu are vremea Lui. Dar s-ar putea chiar în clipa aceasta, că nu puține au fost cazurile în care frații au mărturisit, că în momentul în care noi ne-am rugat aici, la județean au fost vindecări. În momentul în care noi am ridicat mâinile spre cer aici, în casa cuiva unde era suferință, Dumnezeu a întins mâna. S-ar putea ca unii deja să fi fost vindecați. Dar dacă unii încă n-au fost, eu vreau să vă spun că Dumnezeu are o vreme. S-ar putea să fie azi la amiază. S-ar putea să fie de seară sau mâine dimineață în zori. Eu știu că Dumnezeu face orice lucru bun la vremea Lui. El știe mai bine decât mine. De aceea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și am vrea să facem o rugăciune comună de mulțumire. Să zicem, Doamne, îți mulțumim că am avut ocazia, ne-am rugat și știm că Tu ne-ai ascultat. Știți că pe muntele Carmel prorocii lui Baal s-au rugat acolo și au fost câteva sute. S-au rugat tare. Și nu s-a auzit nimic în acea zi. Dar eu vreau să vă spun că rugăciunea noastră a fost auzită în cer. Și cartea lui Dumnezeu a scris. De acolo, din arhiva lui Dumnezeu, nimeni nu mai poate să scoată nimic. Nimeni nu poate să arunce. De acolo nimic nu se pierde și nu se uită. Rămâne doar să așteptăm și să zicem, Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai ascultat. Haideți să mulțumim, dragii mei, pentru că vreau să vă spun ceva despre mulțumire și apoi ne vom ruga. Știți că mulțumirea, de fapt, este o cerere neadresată? Vă amintiți dumneavoastră de acei 10 leprozi? Zice Biblia că unul s-a întors ca să mulțumească. El nu mai ceru nimica. Nu a zis, Doamne, mai dăm, Doamne, mai fă-mi. A zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai vindecat. Și știți că pentru mulțumirea lui o primi ceva în plus? Dacă tu în dimineața asta îi mulțumești lui Dumnezeu că te-a ascultat, asta înseamnă o cerere neadresată. Dar Dumnezeu îți va răsplăti. Să mulțumim cu toții. Amin.